Să rămână. Cu cine avem onoarea? Bună ziua, Cristina Sândulescu sunt, directorul Liceului Teoretic Ilie Caragiale Moreni. Azi tocmai am dat primul premiu la clasa 10-a de la dumneavoastră. Vreau să vă întrebăm ce părere aveți despre acest proiect? Ce beneficii v-a dus? În primul rând vrem să vă mulțumim sau vreau să vă mulțumesc în numele meu, dar și al colegilor și al elevilor noștri, că ați făcut dumneavoastră acest pas spre noi cu această bursă. Eu cred că este un lucru bun, un lucru bun într-o societate în care, așa cum am spus mai devreme, în fața copiilor, sunt promovate nu neapărat ambiția, capacitățile omului care țin de educația noastră. Și atunci consider că este o inițiativă foarte bună. Mulțumim pentru încredere, sperăm să cooperăm mai departe și să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Copiii sunt încântați, așa, ei cred că se vor mobiliza de aici încolo cu atât mai mult să participe și să arate că sunt ambițioși și să câștige astfel de premii, mai ales că eu am ales-o pe fata care a rămas pe locul 2, așa că poate rezultatele ați văzut că doamna Nedelcu i-a anunțat pe fiecare ce punctaj, cine din juriu ce a spus și atunci poate și ceilalți vor, și cei din clasă se vor mobiliza să facă același lucru. Vă mulțumim mult de atât! Mulțumesc și eu!